Bine ați venit la altă lecție despre CSS Layout. Vom continua tot cu site-ul nostru, website-ul nostru cu layout fix, dar ceea ce vom vorbi în continuare, despre ceea ce vom vorbi în continuare, va putea fi aplicat în orice website. În primul rând, vreau să schimbăm din style sheet denumirea în style, pentru că pe multe site-uri o să găsim în loc de style sheet style sau main, adică principal, da? Și îl redenumim ca fiind style. Da? Style. Și acum trebuie să ne ducem și în HTML-ul nostru, da? Index.html și din style sheet să devină style cu s mic. Da? Și acum când vom deschide imaginea, site-ul. Bun, deci este bine. Bun, haideți să deschid și CSS-ul. Bun. Un moment. Așa. Bun. În această lecție vom vorbi despre responsive site partea întâia. Responsive website design mai este denumit și media queries. Media queries, ce înseamnă media queries? Înseamnă următorul lucru. Q-U-E-R-I-S. Da? Și așa. Și este denumit ori responsive website, ori media queries. Nu prea se mai folosește media queries, dar o să auziți de acest termen. Bun, responsive înseamnă că reprezintă modul în care este văzută pagina web de către browser, pe calculator, pe telefon, pe tabletă sau pe laptop. Sau poate și pe televizor, să spunem, că acum sunt smart TV-urile astea. Unde putem accesa site-uri, da? Și se va adapta site-ul nostru la browserul de internet de pe tabletă, telefon sau laptop. Adică atunci când haideți să redimensionez. Pardon. Da, se va adapta în funcție de dimensiunile browserului, da? Și se va schimba. Nu o să mai avem, de exemplu, nu vrem să avem bara aceasta laterală atunci când se vede pe telefon sau pe tabletă. Logo-ul să fie în partea stângă atunci când intrăm de pe tabletă. Dar pe calculator, totuși, când se redimensionează mai mare de o anumită, cum să zic eu, lățime, da? Ei bine, să se vadă aceste lucruri pe centru, să apară din nou site left-ul. Bun. Acest responsive website design modifică proprietățile unui element de tip bloc în CSS. Dar cum le modifică? Le modifică numai dacă se îndeplinește o condiție, dacă acea condiție este adevărată. O să vă explic mai multe imediat. Bun, haideți să intrăm în style sheet-ul nostru CSS. De fapt, în style-ul CSS, și să zicem că vrem să fie pentru tabletă și să nu mai mi-apară side left-ul acesta, acest sidebar, da? Bun, intrăm în style-ul nostru și ne ducem dedesubt aici. Bun, și îi dăm și lui ăsta o notă, un comentariu și spunem așa. Responsive layout section. Da, ca să se știe că aici începe responsive-ul. Bun.
Și primul lucru pe care trebuie să-l facem, trebuie să scriem arond media, paranteză, paranteză, reguli și reguli. Bun. Acest lucru arond media înseamnă responsive. Iar ceea ce scriem între paranteze reprezintă argumentul, condiția. Deci dacă ceea ce scriem între parantezele acestea este îndeplinit, această condiție este îndeplinită sau argumentul este îndeplinit, numai atunci se vor aplica acele proprietăți cu reguli și cu stil și cu valorile date. Altfel, dacă nu se îndeplinesc acele condiții, revine la proprietățile cu stil pe care le avem noi acum aici, da? Dar dacă se îndeplinește ce scrie în paranteză, atunci va insera aceste proprietăți și reguli. Și, da. Bun. Haideți să începem. Momentan am văzut cum arată site-ul nostru. Bun. Haideți să facem ca bara sidebar să fie bun. O să zicem pentru tabletă max width 2 puncte 600 de pixeli. Adică max width 600 de pixeli. Cum să vă explic? Dacă fereastra browserului este de 600 de pixeli sau mai mică de 600 de pixeli pe lățime, atunci se vor aplica aceste proprietăți pentru selectoarele pe care le punem în paranteză. Dacă nu este fereastra din browser de 600 de pixeli sau mai mică de 600 de pixeli în lățime, atunci se aplică aceste reguli cu stil, cu selectorii aceștia, cu valorile date aici. Bun. Și 600 de pixeli ar însemna cam pentru tabletă să fie. Și aici, hai să spunem, am zis pentru sitelift, da? Regulile lui sitelift. Și înăuntru lui sitelift scriem proprietățile pentru tabletă. Și am zis că nu vrem să fie afișat. Display known. Și atunci când ajunge la 600 de pixeli sau mai la mai sau când se extinde la mai puțin de 600 de pixeli, da, în lățime, nu o să mai apară side left, sidebar-ul. Bun, hai să vedem acest lucru, mai întâi trebuie să-i dau refresh. Și să urmărim acest sidebar, să vedem când ajungem la 600 de pixeli. Am salvat aici? Am salvat. Bun. Bun, am ajuns la lățimea de 600 de pixeli. Dacă mă duc tot la 600 de pixeli înapoi și redimensionez mai mic, mai mic, mai mic, normal că, da, îmi ține sidebar-ul ăsta left, partea asta din stânga, fără proprietăți, da? Dar dacă redimensionez la loc, da, am ajuns la o dimensiune mai mare de 600 de pixeli. Deci, se aplică proprietățile acestea, da? Pentru side left, se aplică acestea. Bun. Și haideți să minimizăm. Ce să mai zicem lor? Haideți să mai zicem că vrem ca imaginea să nu mai fie pe centru, ci să apară în partea stângă, atunci când deschidem cu tableta, da? Sau cu orice dispozitiv care are o lățime de 600 de pixeli sau o lățime mai mică de 600 de pixeli în browser. Bun, facem acest lucru astfel. Hashtag logo img, da, selectorul, proprietăți
și înăuntru îi dăm, pardon, regulile au fost și acum sunt proprietățile cu valori. Și zicem, zboară în partea stângă, float, left. Da? Și acum îi dăm refresh. Da, rămâne aici tot pe centru, pentru că este la o lățime mai mare de 600 de pixeli. Iar acum când redimensionăm mai micuț, da, mi-a zburat în partea stângă. Da, acum m-am dus la o lățime mai mare de 600 de pixeli. Acum la o lățime mai mică de 600 de pixeli sau 600 de pixeli fix. Și cam asta a fost și prima parte cu responsive website, care răspunde în funcție de, cred că așa s-ar traduce, răspunde în funcție de condiție, dacă este adevărată sau dacă nu îndeplinește acea condiție, nu face, nu inserează acel stil. Și cam asta a fost în această lecție.